În urmă cu aproape 2000 de ani, în orașul Pompei au apărut primele trotuare și zebre. Autoritățile vremii au considerat necesar să introducă trecerile de pieton pentru a face mai ușoară traversarea drumurilor străbătute de care trase de cai. Pentru semnalizarea trecerilor de pieton erau folosite pietre deschise la culoare față de restul drumului. Bornele kilometrice au apărut tot în Imperiul Roman, pe rețeaua de drumuri ce însuma suma de mii de kilometri. La începutul anului 1900 au apărut mașinile și nevoia de indicatoare rutiere. În anul 1920, Olanda a fost prima țară care deținea un număr de peste 400 de semne, după ce în 1905 emisese documentul Motor and Cycle Act. Dacă ne referim la istoria semafoarelor, aceasta începe undeva în anul 1868 în Londra, unde în apropierea clădirii Parlamentului a fost instalat primul dispozitiv de acest fel. Primul semafor din lume era bazat pe felinare cu gaz care erau aprinse printr-o pârghie aflate la baza dispozitivului. Primul semafor electric inventat de James Hodge a fost instalat în data de 5 august 1914 în Cleveland, Ohio. Era prevăzut cu o sănerie electrică ce se declanșa la schimbarea culorii. Sistemul era compus din patru perechi de lămpi montate la colțul străzilor, la fel ca în prezent, pentru o intersecție simplă în cruce. În fiecare margine era montată câte o lampă pentru stop și una pentru liber. Pe data de 5 februarie 1952 au fost instalate în New York celebrele semafoare Don't Walk. Tot în același an a apărut și primul semafor special pentru pietoni.